Salut tuturor, Răjimaru sunt 17 și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 din GTA San Andreas Mituri și Legende. Mitul de astăzi vom vorbi despre mitul Epsilon. Și în mitul de astăzi se spune că aici există sataniști în locul ăsta în care sunt eu. Să ne chemăm echipa, pentru că avem o echipă după noi. Mulți spun că aici se găsesc sataniști care vin cu arme și te omoară. Păi nu e adevărat. Aici este decât o fermă, în care sunt țărani care lucrează. Atât. Nimic neobișnuit. Totul este perfect curat. Și toată chestia asta a pornit de la un tip care cică că a văzut el sataniști pe aici cu arme. Păi, domnule, vreau să te lămulesc puțin. Aici nu sunt sataniști cu arme, dar sunt țărani care au și ei câteodată un shotgun la ei pentru a-și apăra ferma și ce au ei pe aici. Așa. Și nu este nimic neregulă cu aceste geamuri. A fost decât o greșeală când au făcut jocul. Și să discutăm despre mitul ăsta. În primul rând, de ce s-a mai inventat modul Mysterix? Oare de ce? Cine a inventat modul Mysterix chiar voia să vadă miturile și legendele și cred că toate miturile astea au început de la acel tip care l-a creat. Adică, de ce ai crea, exemplu, de ce ai crea acest mod dacă tu crezi că e ceva în San Andreas? Pentru că l-ai creat, pentru că vezi că nu există absolut nimic pe acolo și vrei decât să bați spaima în playeri, dacă pot spune așa. Păi, domnule, degeaba ai creat acest mod, pentru că toate lucrurile astea n-au nicio noimă cu nicio sectă satanistă, nimic. Nimic foarte straniu. Deci, hai mai bine să cercetăm zona. Vă voi uita pe aici, prin spate, să vedem dacă e ceva. Aici nimic. Ce e straniu aici decât aceste geamuri albastre? Și și chestia este că când se face un joc, jocul se programează în mai multe fișiere. Exemplu, fișierul cu animații, fișierul cu, nu știu, chestii. Deci sunt anumite fișiere pentru culori, pentru animații, pentru voci sau chestii din astea. Și hai să ne imaginăm. Deci hai să ne imaginăm. Un tip a stat 20 de ore la calculator ca să facă San Andreasul și poate era foarte obosit. Poate chiar voia să mănânce ceva. Poate niște, o banană, ceva acolo și nu putea pentru că trebuia să muncească acolo ca un sclav. Muncește, mă, ca un sclav muncește. Ok, dar ne-am imaginat, ok? Și tipul ăla poate era foarte obosit și nu mai vedea, poate și-a stricat chiar vederea. Și acum îl și vedem într-un scaun cu rotile cu ochelari. Dar chestia e că și noi, dacă am stat atâtea ore la calculator, ne-am stricat vederea. Ce naiba spun eu aici? Bă, nu! Dar în fine, ne-ar cam ustura ochii, dacă nu avem experiență la calculator, să stăm mult. Ne-ar ustura ochii, ne-ar dura capul și alte chestii din astea, alte simptome rele care ne duce la orbire, dacă pot spune așa. Așa. Și tipul ăla nu mai vedea foarte clar. Și poate că a încurcat fișierele cu tot ce albastru în San Andreas. Dacă știți, sunt multe lucruri albastre în San Andreas, dar nu mă refer la brugi albaștri sau culori albastre, nu. Mă refer la reflexii albastre. După cum știți, există în San Andreas bărbieri din ăștia care se numesc Blueberry. Blue.
Egal cu albastru. Asta înseamnă. Blu în traducere e albastru. Și tipul ăla care a făcut chestia, poate a încurcat fișierele de a obosi ce era. A încurcat fișierele și din greșeală, în loc ca la această casă să facă geamurile galbene, din greșeală, cred că le-a colorat albastre. Nici eu nu sunt foarte atent când fac chestii din astea, când colorez sau chestii, bag culoare și gata. Și aici nu este absolut nimic stran. Deci, casă este geam... Hai să... Nu, hai mai bine că ne-am încurcat de tot, hai să analizăm tot. Sataniști nu am găsit. Ceva straniu decât geamurile albastre și v-am lămurit ce s-a întâmplat cu ele decât au fost un mic glitch, un bug al jocului. Ce mai vedem noi straniu pe aici? Locul e straniu pentru că e fermă și mai e și noapte și logic că se face locul straniu pe aici. Deci, eu am fost Marius117 și sper că v-am lămurit. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și etc. Bye bye. Ne vom vedea în episodul 4 din mituri și legende de Gentea San Andreas cu echipa noastră.